Doamnelor și domnilor, joi am vorbit despre o decizie istorică. A fost numită de presă nucleara de la CCR. Despre ce era vorba? Era vorba de o decizie a Curții Constituționale care ne aducea în următoarea situație. Prescripția era o schimbare referitor la prescripție. Nu intru acum în toate detaliile. Cert este că în urma acestei decizii de la Curtea Constituțională se pune în discuție faptul că ar putea să scape unii din cazuri celebre, Ioana Băsescu, Elena Udrea și așa mai departe. Și acum vine nucleara de la guvern. Haideți să vedem însă dacă e nucleară sau nu. Atenție! Guvernul a adoptat o ordonanță de urgență privind modificarea codului penal pentru a-l pune în acord cu decizia Curții Constituționale a României și pentru a evita ca numeroși inculpați să scape prin prescrierea faptelor, scrie G4 Media. Haideți însă să vedem dacă e așa sau nu. Deci, guvernul a adoptat astăzi o ordonanță de urgență privind modificarea codului penal pentru a-l pune în acord cu decizia CCR și pentru a evita ca numeroși inculpați să scape prin prescrierea faptelor, cum vă dădeam cazurile Ioana Băsescu și Elena Udrea. Și acum, avem, citez, o întârziere ar fi avut efect devastator asupra multor anchete, a declarat ministrul Justiției Cătălin Predoiu la finalul ședinței de guvern. Este important ca această intervenție să se facă până la publicarea deciziei Curții Constituționale în Monitorul Oficial, care ar fi dus la compromiterea multor anchete. În ceea ce privește referendumul, amintesc că a vizat trei chestiuni și aici vorbește domnia sa mai departe. Dar haideți să vedem dacă decizia aceasta schimbă situația, pentru că dacă noi avem această decizie a Curții Constituționale și ordonanța de urgență de astăzi, lucrurile se schimbă, domnule Ciuvică? Se schimbă, da, dar rămâne ca orice în România, cu toată bezmeticeala asta băgată, intenționat și interesat de Băsescu în legislație și după aia ce-au mai apucat și hashtag rezist urmașii lui Băsescu, e problema cu referendumul pe care l-a făcut, că și el era atunci hashtag rezist, domnul Iohannis, în la alegerile alea, când a băgat el niște referendum unde nu se înțelegeau întrebările, acolo cumva ideea era să nu se mai dea ordonanțe de urgență pe chestiuni care țin de justiție în general sau de codurile penale. Și aici poate să fie o problemă, dar trebuie ca cineva, am mai înțeles și eu din asta, cineva să atace ordonanța asta de urgență că e neconstituțională, că n-a respectat referendumul, ceea ce nu știu dacă o să se întâmple, dar au posibilitatea să o trimită foarte repede în Parlament, să o voteze într-o lună, două, să o transforme în lege și atunci nu o să mai aibă nimeni ce zice. Eu cred așa, bine, dar știți cum e, sunt specialiști și asta, dar mie mi se pare că asta rezolvă problema în momentul ăsta. Haideți să vedem în legătură adică directă cu noi. O să rămână neprescrise anumite... În legătură directă cu noi, avocat Florin Durgheu. Bună seara, domnule avocat! Bună seara dumneavoastră și invitaților dumneavoastră. În opinia dumneavoastră, ordonanța de urgență de astăzi a Guvernului rezolvă problema? Evident că nu rezolvă și întrebarea dumneavoastră dacă această ordonanță este o altă nucleară, întrebarea evident era retorică, iar răspunsul este cât se poate declar. Nu poate fi o nucleară, este cel mult o încercare jalnică de a acoperi situația jenantă în care se află legislativul din cauza faptului că timp de 4 ani de zile nu au fost în stare să armonizeze articolul 155 din Constituție cu decizia CCR 297. Dar de ce spuneți asta că este o încercare jalnică? Voi vă spun din două perspective. În primul rând, domnul Ciuvică și doamna Oana Stancu au perfectă dreptate. Este cât se poate de evident că este neconstituțional raportat la acel banal referendum, când domnul președinte Iohannis a apelat la voința populară, voința populară să-și exprime dorința în sensul ca în viitor, în România, să se mai poată legifera prin ordonanță de urgență în ceea ce privește articolul 73 alineatul 3 litera H din Constituție, adică codul penal, mai simplu spus... Referendumul legile... președintelui Iohannis să nu se mai dea ordonanță de urgență, dar în justiție. Da. Okay. Exact. Iar poporul a spus, dacă nu mă înșel în memoria, peste 6,5 milioane de români au spus nu. Dar atenție, mai este un alt aspect care nu văd că a fost atins. Legea prevede doar pentru viitor, cu excepția legii penale mai favorabile. Asta înseamnă că, deși nu suntem la dinamoviadă,
să vedem care ajunge primul, care trece primul linia de sosire, care, respectiv care, care va fi publicat mai repede în monitor oficial, ordonanța guvernului sau decizia ce cere și pun pariu că ordonanța guvernului va fi publicată prima dată în monitor oficial. Deci, deși nu suntem la întrecere, vă spun că degeaba mâine ar fi publicată în monitor oficial, deoarece avem din 2018 până acum o situație jenantă, și anume, articolul 155 arată așa, până azi. Cursul prescripției este întrerupe prin, punct, prin, prin ce? Că celălalt conținut, celălalt text de lege este declarat neconstituțional. De-abia de azi a venit onor guvernul să legifereze, să armonizeze. Mai mult decât atât, și cred că informația nu este corect, nu este eronată, din câte știu, exact acest aspect este pe masa Parlamentului și a trecut de una din cele două camere. Dacă este așa, încă un motiv de nulitate al ordonanței de urgență și de neconstituționalitate, că tu nu poți veni cu o ordonanță de urgență pe un proiect de lege care deja a trecut de camera Parlamentului. Se află în dezbaterea Parlamentului. Dar, domnule avocat, explicați-ne limpede, argumentul 2 este crucial. Deci, indiferent ce zice domnul Predoiu în această ordonanță, se aplică pentru dosare deschise de mâine încolo sau fapte care se petrec de mâine încolo, dar oricum de mâine încolo? Nu, pentru, mai corect spus, pentru a păstra rigoarea juridică, pentru fapte săvârșite din momentul publicării acestei ordonanțe de urgență în monitor oficial. Deci, haideți să o spunem altfel, domnul avocat, dacă am înțeles eu bine, că eu n-am studiat dreptul, alții pe aici au studiat dreptul, dar eu care n-am studiat, înțeleg așa. Ordonanța domnului ministru Predoiu de astăzi rezolvă problema de azi înainte pentru faptele care se întâmplă de azi înainte. Îngrijorarea opiniei publice era că unii care au făcut anumite nenorociri ar putea să scape pe decizia de altfel corectă a Curții Constituționale. Erau date niște cazuri cum ar fi doamna Ioana Băsescu, doamna Udrea. Și spun, cei care se îngrijorau cu privire la asta, acum întrebarea este... Pentru cei care se îngrijorau, ar putea să scape, ar putea cumva să nu mai scape pentru ordonanța, pentru că a fost dată această ordonanță de astăzi? Nu, am spus că se poate declara, ordonanța de astăzi, din momentul în care va fi publicată în monitor oficial, produce efecte exclusiv din momentul acela încolo. Asta înseamnă că toate dosarele pe rol în acest moment, în momentul în care avocații vor vedea că va fi publicat în monitor oficial decizia Curții Constituționale, din acel moment nu pot face altceva decât să invoce prescripția. Ce spuneți, domnule avocat, este în deplină contradicție cu anunțul ministrului Justiției că s-a rezolvat problema. Cum știm că dumneavoastră aveți interpretarea corectă? Eu personal știu, pentru că am vorbit astăzi și cu alți avocați, dar pe de altă parte e jenant că ministrul Justiției este într-o fază de... cum i-a zis că este jenantă neputința de astăzi sau știu încercarea și ei, de astăzi? Domnul Gâdea, știe și ministrul... Doar o secundă, domnul avocat. Știe și ministrul Justiției, știe și guvernul, știe și premierul Ciucă, cred că i-au spus tefeliștii aia, juriștii aia pe care i-are pe lângă el. Știu toți, au făcut-o de ochii soacrei, au făcut-o de ochii Bruselului. Domne, noi încercăm, dar uite... Știu și ei chestia asta. Ministrul Justiției nu e un prost. Dom'le, carte știe. Știu, el a făcut puțin balet astăzi. Problema este exact cum a spus colega noastră, exact cum a spus Oana. Toate cazurile alea au un numitor comun. Ce? Nerespectarea dreptului la un proces corect. Dom'le, în 32 de ani de jurnalism investigativ am citit sute de dosare. Sunt o caterincă dosarele alea. Sunt proba vie a proceselor incorrecte. Domnule, eu cred că judecătorii aia de unde or fi, din Anglia, din Grecia, noi mai întâi cred că au impresia că n-au citit bine, după aia le cade părul și după aia își dau palme și la sfârșit mor de râs. Procesele astea sunt o rușine. O să vorbesc acum repede de tot despre un lucru pe care dumneavoastră, sigur, fiind o chestie din casă, nu vă vine să vorbiți. Ne mirăm că judecătorii au opinii divergente sau că judecătorii intră în ședință, în ultima ședință și pronunță hotărârea. Păi în procesul Dan Voiculescu cum a fost? L-au arestat pe judecătorul Stan Mustață, a intrat
aia, că altfel nu pot să-i spun, Camelia Bogdan, dat afară, acum cred că a dat afară și din grădinița pe care a făcut-o. De două ori dat afară din magistratură. A intrat într-un dosar cât umpleai o căruță cu el, după care îi spunea lui Coldea că îi pare rău că n-a putut să dea decât 10 ani, că ar fi dat vreo 30-40 de ani. Dar e foarte bine. Judecătorii europeni, că ăștia judecătorii Uniunii Europene, și Grecia, și Italia, și Marea Britanie, dom'le, trebuie să înțeleagă odată pentru totdeauna, după ce ne-au frecat ridichea nouă, că nu știu ce facem noi prost prin România, dom'le, trebuie să înțeleagă odată pentru totdeauna că în țara asta a funcționat un Gestapo, cu ghilimele de rigoare, să priceapă lucrul ăsta odată pentru totdeauna și, dom'le, dacă poate să facă ceva bun pentru justiția din țara asta. Hotărârile astea pe care le vedem noi, cu câte un judecător din noi a trei, întreg la cap, că prin toate dosarele avem pe câte unul care e întreg la cap, la carte și la bun simț și cu frică de Dumnezeu. Tu ne trebuie să înțelegem că pedepsele astea aiurea date pe dosare în care nu există probe, nu s-au audiat martori, nu s-au audiat. Domnule, judecătorii ia-s conservele lui Coldea, domnule. Să înțeleagă toată lumea chestia. Îmi asum ce spun, vă rog să nu vă asumați dumneavoastră, vă rog să mă contraziceți. Eu mă și delimitez. Foarte bine. Dreptul la opinie există, opinia noastră mă delimitez și domnul Ciuvică să delimitez. Eu scriu de 6 ani, m-am plictisit de când scriu, am podul plin la propriu, nu l-a figurat, de dosare. Pe când la Adrian Năstase au fost refuzați 1100 de martori. Niciunul nu era bun. Da. Toate dosarele, toate, numai o clipă și toate astea sunt doamne, corecte. Toate dosarele astea sunt rechizitoriile, sunt notele de la SRI pe care le trimiteau Coldea și cu acoliții lui, cu Dumbravă și cu toți aia. Deciziile judecătorilor care le semnau mandate din baie, domne, și făceau duși și semnau mandate și le dădeau mandate de ascultare, mandate de orice. Hotărârile judecătorilor, domne, sunt copiate din rechizitoriu, care rechizitoriu e copy-paste nota de la SRI. Ok, stați-mă puțin. Tot ok, o secundă doar. O secundă. Că justiția e aceeași. Chestia acum, vă dați seama, nu o să intru eu în dezbateri de-astea cu un avocat care și cunoaște un anumit dosar și asta, dar eu vă spun ca idee așa ce am văzut. Justiție, justiție, neconstituțional, neconstituțional, absolut neconstituțional, perfect meritat, nu mai intru în amănunte, a fost condamnarea lui Udrea de acum o lună, absolut aberant de neconstituțional, dar Udrea e în pușcărie. Acum bine că a ales ea Blagoevgrad, că a zis că îi place mai mult la Blagoevgrad decât la Târgușor, dar e în pușcărie și deocamdată rămâne în pușcărie. La fel și cu cazurile astea. Sigur că domnul avocat a spus un punct de vedere cu privire la situație. Alții spun alt punct de vedere, că această ordonanță rezolvă o secundă doar. Domnul avocat, zău că nu avem, că nu ne contrazicem. Alți oameni, domnul avocat, nu haideți să o luai tot soată. Nu mă întrerupeți, aiurea. Nu întrerupeți domnul Ciuvică, nimeni nu are voie. Și plus că clientul dumneavoastră nu noi îl rezolvăm în seara asta. O să vă descurcați dumneavoastră la onorata instanță. Eu spun ca principiu. Există alți avocați care zic altfel decât dumneavoastră. Ori fi mai securiști. Nu zic că nu sunt. Dar zic altfel decât dumneavoastră și o să ajungă fiecare caz în parte la o onorată instanță care o să-și dea ea cu părerea. Bă, cum e? Cum a zis avocatul X? Sau cum zice procurorul Y? În niciun caz, se face așa. Ba da, în niciun caz, nu chestia de...